Vreau să vă spun că primii 500 de oameni care vor lăsa un like și vor comenta la acest videoclip vor primi o inimioară de la mine. Baftă! Salutare, frați și surori, mă numesc Marosiancu, sper că aveți o zi minunată, guys, și bine ați revenit la un nou episod la mine pe canal. Ei bine, în episodul de astăzi facem din nou un videoclip din TikTok Creepy, unde intrăm pe partea întunecată a TikTok-ului și totodată grijă mare pe partea uitată a TikTok-ului. O să vedeți imediat de ce am zis asta. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal, să face cât mai rapid 400.000 de abonați și să vă explic ce o să facem în episodul de astăzi. Celelalte videoclipuri pe care le-am făcut cu TikTok Creepy au fost alea în care vă arătam anumite TikTok-uri, însă de data aceasta o să intrăm direct pe TikTok, direct pe un cont horror, un cont bântuit și totodată un cont uitat. Să vă zic sincer, nu mi-a venit mie așa să caut contul ăsta sau l-am văzut pe undeva. Am primit un comentariu pe Marosiancu React de la cineva care mi-a zis să fac acest episod. Chiar acum aveți comentariul lui pe ecran, bro, pentru că până la urmă trebuie să dăm și niște credite și am intrat pe TikTok, am căutat contul, m-am documentat puțin despre el și uitați aici videoclipul. La începutul clipului am zis că vom intra pe partea uitată a TikTok-ului. Ei bine, acest cont de TikTok, guys, cu ID-ul Around Forgotten Room, adică camera uitată, este un cont bântuit care susține că el a fost uitat de pe TikTok. Pe acest cont, ci că sunt chestii care în mod normal nu ar trebui să apară pe TikTok, dar având în vedere că contul uitat, e uitat de toți, adică nimeni nu-l verifică. Și zic, cam asta e ideea contului din spate. După cum vedeți că aici blank room, adică camera goală, are 17.000 de followeri, urmărește 6 oameni, iar aici scrie looks like you have forgotten, și că, cum zice, îmi pare mie sau ai uitat, și e liderul blank room cult. E culta culta camerei goale sau ceva de genul, abar n-am cum e treaba. Are foarte, foarte multe postări și odată postări, ci că interzise, care în mod normal, dacă ar fi postate pe un cont de TikTok super popular sau pe un cont de TikTok unde are acces foarte multă lume, acest gen nu s-ar, n-ar mai avea cum să fie pe platformă pentru că ar fi șterse, guys. Are aici, nu are chiar foarte multe TikTok-uri, însă are unele super, super horror. Ok, guys, hai să vedem la ce o să ne uităm pe acest cont uitat, bro, și super, super ciudat. După cum vedeți, are aici primele TikTok-uri. Primele TikTok-uri sunt foarte, foarte ciudate. Să zicem, primele 1, 2, 7 TikTok-uri sunt cu acest băiat. Nu știu cine e ăsta cu masca, are o mască roșie pe el, dar pare super, super suspect. Ia să intrăm aici. Ok, o să dau asta jos. E, cum zice, e efectiv, sunt doar așa 2 ochi sau 2 puncte. Ar trebui să fie 2 ochi, dar cred că sunt 2 puncte. Opa, vine mai aproape, bun, s-a resetat. Bun, guys, și acum vine băiatul ăsta, nu știu cine e și care e ideea cu el, ia să vedem aici. Vino acasă, spunem. Rather sleep than stay awake, ci că mai bine dormi decât să stai treaz, vino acasă. A fost postat pe 24 iunie, hashtag deep TikTok, hashtag home, hashtag come home, hashtag you are loved, deep TikTok, bro. Chiar există hashtag-ul ăsta, mamă, și are, ok, sunt destul de mulți oameni aici pe TikTok. E oricum ciudat ce se întâmplă, guys. Hai să vedem, ia ăsta, help. I have ventured past home, is it dark, but I know they have surrounded me. Și că am ajuns până acasă, este întuneric, dar știu că m-au înconjurat. Guys, un TikTok care mi-a atras atenția este ăsta, în care zice, suntem acasă, nu suntem singuri, acasă, nu suntem singuri, acasă, dar nu suntem singuri. Nu știu care-i treaba, I sense something, something destroys the light. Bro, dar cine e ăsta, bro? Cine-i omul ăsta? Care-i ideea cu contul ăsta de TikTok? Bro, cine-i ăsta? Cine-i frățiorul ăsta? Uitați-vă la el, bro, băi, e super, super ciudat. Figures, they are figures, că sunt doar figuri. Bro... Îți doar figuri. Răsere, ok? Bun, băieți, nu știu ce să zic, e ciudat rău de tot. Hai să mergem la niște TikTok-uri mai interesante. De aici deja începe să dea cu creaturi. Bro? Ce-i cu păpușa aia, man? S-a mișcat ceasul. A, s-a mișcat ceasul, nimica mai mult, credeam că e ceva, ia, acum. Bro. Bro, e cineva acolo!
Ok, guys, ok, bă, deci contul ăsta, man, nu știu ce, bă, ideea e că astea, videoclipurile astea, vă dați seama că sunt șanse să nu le fi făcut el, doar că primele videoclipuri, nu știu cine-i omul ăsta, gen, cu fața asta roșie, uitați-vă, videoclipul ăsta e de pe Deep, bănesc că multă lume știe. E de pe Deep Web în care ăștia îl pun pe ăsta să mănânce, cer. Asta e un videoclip de pe Deep Web. Only we can save you, we can, cică, doar noi putem să te salvăm de apocalipsă. Choose where is time nears, 5 days. Cică, doar noi putem să te salvăm de apocalipsă. Alege, cum e zice, alege înțelept deoarece se apropie timpul, 5 zile rămase. Oh, guys. Oh, băieți. Uitați-vă. Empty bedroom. Bros, mai multe conturi, man. Bă, eu cred că am intrat pe partea de TikTok unde nu trebuia să ajung, bro. Ignored room, camera ignorată, ci că... Bro, ce s-astea, mă, uite-o pe ăsta. Bro, ia... Mamă, deci am intrat undeva unde nu trebuia să intru. Uite-ți unde am ajuns, bro. Asta e în rusă, what? My eyes were flooded with blood, it is, I don't, do not see at home. Ci că ochii mei au fost inundați cu lacrimi de sânge. Bro, de ce scrie în rusă? Home, the end of world is... Bro! Cine-i ăsta, frățioarul meu? What? Bă, dar urât ești. Bă, ce-i cu omul ăsta? Bro, ce-i cu omul ăsta, man? El, cică, gen, bănuiesc că ați văzut că ăsta e peste tot. Ăsta deține conturile astea, ați văzut? Deci avem până acum ignored room ăsta. Deci ăsta bănuiesc că e cel mai mic, are doar 248 de followeri. Ia, yeah. Ah, am văzut asta, am văzut asta. După mai e empty bedroom. Ok, as in, deci as you know, I said I surely whenever gen. Deci după cum știi, am zis că o să plec și nu o să mă întorc. To keep you happy, scared, sad, mad, cică, dar acum trebuie să mă întorc pentru a te ține pe tine fericit, speriat, supărat și să te țin în viață, gen. Bro, super ciudat, asta câți followeri are? 1611, goodbye. Ok, super ciudat. What's asta? Astea-s creaturi, why, bro? Ce e asta, man? Mamă, man, bro! Shit, man, cine e omul ăla? Ok, ciudarul de tot. Fiți atenți, guys, ce voiam să văd. Fiți atenți, suntem pe blancul rumă ăsta. Ăsta are ceva aici, un counter, dacă nu mă șel eu. Ah, it's ok to be afraid. E ok să-ți fie frică, ne e frică, zice. Bro, it's okay. Și că nu suntem reali. Culta noastră s-a schimbat. Fiți atenți, guys, la ce m-am gândit. Deci fiți atenți la ce m-am gândit. M-am gândit să căutăm hashtag-ul ăsta, Blank Room Cult. Are 1,2 milioane de vizualizări, ia. A, să-ți videoclipurile lui. Bro, care-i ideea aici? Care-i ideea cu videoclipul ăsta? Ok. Nimica până acum. Bro, The Queen of the Black Room. Deci asta e regina Blank Room-ului, adică la culta asta ce-o fac ei. Deci asta este regina, o fică frățiorul ăla cu capul nu știu cum. O fică ăla era regele, bro, bă, dar totuși, bă, tot e ceva ciudat, man. O fică ăla era regele, da. Oh, shit, bro, bro. Care-i... Asta e regina și ăla era regele. Opa, uite, timerul ăsta 167, time is ticking. 167 de ore, ci că în curând toți o să morim. And then nothing to remember us. Ok, bă, deci oamenii ăștia sunt destul de sadici și ciudați, bro. Dacă stai să mă întreb pe mine. Blank room, ia. Hopa, guys, am mai găsit un cont de-a lor. Blank room sup. Deci, cred că, băi, ca păi, deci cred că am intrat într-o parte a TikTok-ului unde nu vrei să fii. E plină de chestia asta, de cult asta a lor cu Blank Room Cult sau cum îi zice, Blank Room Cult sau așa îi zice ea. Da, Blank Room Cult. După cum vedeți, sunt foarte, foarte multe videoclipuri de astea super, super ciudate. Forgotten Room, goodbye. Blank Room, pause to read, forget it, but we have to read. Ia ăsta. Empty bedroom, 12 figures, found me, transforming me. Bro, ce-i cu asta, man?
Bă, e ciudat rău de tot, bă, ce se întâmplă aici. What? I'm coming home, forgotten bedroom. Și că vin acasă. Bro. Care e ideea cu asta, man? Ok, închide. Ia, ăsta? Blank room soup. Alcond, guys, Ray. Uite, ăsta are efectiv... Uite, scrie aici, blank room soup. Și are animații de-astea care nu par chiar așa de horror. Par foarte inofensive, bro. Dar vă zic că astea nu sunt inofensive. Ok, guys. Foarte ciudat, man, ce se întâmplă. Sincer, adică... No one, ia... Yeah. No one will miss, home is safe, you are not safe. Și că nu ești în siguranță. De ce că nu suntem în siguranță? Vreau... Oh, știu băieții videoclipul ăsta. Check this. Uitați-vă, bro, toată lumea știe videoclipul ăsta. E super, super ciudat, man. Ia ce ăsta, I'm here to bleach milk. Anti-war, bro. Bro, ce-i cu omul ăsta, bro? Ok, guys. Cred că e momentul să... Cred că e momentul, guys, să dau în spate, să opresc videoclipul. Opa, pentru că cred că am ajuns într-un loc unde nu trebuia să ajung. Eu am fost Marius Iancu, dacă vreți să continuăm explorarea noastră la ciudații ăștia cu Blank Room Cult, nu știu până acum, nu știu momentan ce o să caut pe net. Dacă v-am uitat să apăsați un de like, eu am fost Marius Iancu, ne vedem curând cu episodul noi. V-am pupat pe toți, guys, și aveți grijă de voi și nu intrați, nu căutați Blank Room Cult sau chestii de genul, că... O să găsești foarte mulți psihopați. Hai, pa, pa!